În seara aceasta am vrut să continui mesajul de dimineață din Efeseni, capitolul 4. Și așa se întâmplă, dar nu se întâmplă, pentru că noi credem că toate lucrurile acestea sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă n-am crede lucrul ăsta, ne-am pierde vremea aici. Aș vrea să pornesc de la versetul 1 din Efeseni 4. Dimineața am citit de la versetul 11 despre slujitorii bisericii. Există însă în acest pasaj, Efeseni capitolul 4, capitolul 5, chiar capitolul 6, o notă centrală a mesajului pe care apostolul Pavel vrea să-l transmită bisericii din Efes, și anume Efeseni 4 cu 1: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul. Deci vreau să mă opresc un pic. Pavel scrie din pușcărie. Și conceptul acesta de o purtare vrednică a bisericii este atât de important, încât Pavel le spune: vă scriu din pușcărie. Nu pot să spun multe. Nu pot să vin să predic. Nu pot să vin să supraveghez ce se întâmplă în biserica din Efes. Dar dacă trebuie să scriu despre ceva, punctul central al mesajului este felul cum vă purtați sau felul cum vă comportați. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În această seară aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră, în scurt, câteva lucruri despre o purtare vrednică. Dumnezeu ne-a dat o chemare extraordinară să fim copiii lui Dumnezeu, să facem parte din familia Lui. Noi îl reprezentăm pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Când oamenii se uită la noi, la felul cum ne purtăm și ne comportăm, trebuie să vadă caracterul lui Hristos. Nu statuile reprezintă caracterul lui Hristos. Nu icoanele. Ci caracterul și purtarea noastră. Și vreau să iau la rând acest pasaj din Efeseni 4, probabil o să trecem puțin și în 5, în 6 un pic. Mai întâi, manierele purtării vrednice. Să știți că o purtare vrednică are maniere. Versetul 2 spune: cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos a spus, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, dacă vă iubiți unii pe alții. O purtare vrednică are maniere. Foarte important, stimați frați, să înțelegem că purtarea vrednică a credinciosului are în vedere și relațiile interpersonale, modul în care ne tratăm unii pe alții. Noi avem o expresie în cultura noastră, spunem că e un om manierat, un om civilizat, care are maniere. Absența smereniei, a blândeții, a îndelungii răbdări și a îngăduinței reprezintă o lipsă a manierelor. Și fiecare dintre noi trebuie să ne uităm la viața noastră și să recunoaștem că de multe ori avem nevoie de mai multă manieră, de mai multe maniere.
să mă îngăduie puțin generația tânără, young people. Some of you need to respond to this question, where are your manners? Știți că îl reprezentați pe Dumnezeu în lume și prin faptul că sunteți civilizați și manierați, că vă purtați frumos, că respectați. Sunteți la școală, sunteți la locurile de muncă, în societate. Da, chiar și pe stradă, conducând mașina. Și acolo se arată prezența sau lipsa manierelor. Mi-aduc aminte de un episod interesant. Trebuia neapărat să mă bat pe banda din stânga, pentru că trebuia să mă bat pe stânga, era banda blocată. N-am văzut până n-am ajuns acolo. Și m-am uitat la un șir de mașini care au trecut. Unul trebuia să mă lase, domne, să intru, că nu puteam să stau pentru totdeauna acolo. Era bottleneck, era blocată strada, era o singură bandă care mergea. Doar nu stăteam pe loc, trebuia să mă bag și să merg. Și am așteptat să văd dacă cineva îmi face loc. Știți ce am observat? Că oamenii n-au maniere. Unii se făceau că nu mă văd. Am dat jos fereastra și am făcut semn. A uitat în partea elaltă, pe sus. Alții au fost mai pe față, s-au uitat la mine și s-au băgat la milimetru după celălalt. La un moment dat am zis, măi, trebuie să intru și eu. Și am încercat să intru. Dom'le, unul s-a enervat și m-a tratat de parcă eu n-aveam maniere. S-a uitat urât, a început să mă claxoneze. V-am dat un simplu exemplu. Un creștin trebuie să aibă maniere și într-o asemenea circunstanță. Dacă vreau, nu se bage. Dă-i voi. Am să recunosc că probabil mi-ai fi plătit vreun păcat. Odată, mai știi, noi fi lăsat eu pe cineva să intre. Păcatele altora le vezi mai ușor. Dragii mei, o purtare vrednică de Hristos înseamnă în relațiile interpersonale să te porți frumos cu cei din jur, să le vorbești frumos, să nu-i provoci, să fii politicos, să știi să saluți. Să nu-i tratezi pe cei din jurul tău de parcă sunt niște obstacole. Manierele purtării vrednice. În al doilea rând, moralitatea purtării vrednice. Versetul 17, Efeseni 4:17. Și aici este un text lung, pentru că merge până în capitolul 5:18. Dacă le grăbesc pe celelalte, dar nu mă las până nu citesc toate versetele astea de la Efeseni 4:17 până la 5:18, auziți? Putem afișa? Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, voi nu vă purtați așa.
Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt a lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Purtarea voastră să urmeze pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Aici devin adevăruri interschimbabile, manierele și moralitatea. E o diferență între ele, dar nu le poți separa una de alta. Auziți mai departe, versetul 3, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, nici glume proaste, nici glume proaste! Care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți în lumină în Domnul. Umblați deci, vorba de comportament, ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Discoteca este locul întunericului, barul este locul întunericului. Multe din petrecerile colegilor voștri și uneori și get-togethers ale tinerilor credincioși pot deveni locuri ale întunericului. Mare grijă! Nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, mai încă mai degrabă osândiți-le, căci este rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, cu atenție, cu ochii în patru. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Deci când vorbim de plinătatea vinului și plinătatea Duhului. Nimeni să nu creadă că Duhul conviețuiește cu vinul, nici măcar cu o picătură. Unde e o picătură de vin, nu e nici o picătură de Duh. Pentru că sunt incompatibile.
Și dacă Biblia zice nu fiți plini de vin, știți ce înseamnă? O picătură te umple. De ce? Pentru că acolo nu mai vine deloc Duhul. O picătură de vin, ești plin de vin. Că nu mai e nimic altceva. Lângă o picătură de vin, nu vine nimic din neprihănirea lui Dumnezeu, nu vine nimic din harul lui Dumnezeu, nu vine nimic din Duhul lui Dumnezeu acolo. O picătură de vin te umple. Dar dacă ești plin de Duh, ce înseamnă să fii plin? Înseamnă să nu mai încapă nimic. Dacă un pahar e plin, mai poți să pui ceva în el? Nu. Plin înseamnă gata. Când ești plin de Duh, mai poți să pui o picătură de lume sau de mus sau de altceva? Nu mai poți. Sunt incompatibile și nu conviețuiesc. Am vorbit de manierele purtării vrednice, moralitatea purtării vrednice. În al treilea rând, motivația purtării vrednice. Ne întoarcem la capitolul 4. Ascultați ce spune de la versetul 3. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Ce se întâmplă atunci când toți se poartă la fel? Când toți cred la fel? Se realizează acest superb deziderat dorință a lui Dumnezeu, ca tot să fie una, să fie un singur trup. Dragii mei, una dintre marile probleme ale compatibilității noastre ca mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos este comportamentul nostru. Vedeți, toți avem același Domn. Se vorbea mai devreme de Doamne, 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 Doamne. Doamne, Doamne, este ușor de spus. Românii mai au un proverb. Și hoțul zice, Doamne ajută, când merge la furat. Unitatea noastră este garantată de comportamentul nostru. Pentru că dacă avem chemarea, trebuie să avem purtarea. Fratele pastor Adi vorbea mai devreme de identitate. Noi nu putem fi compatibili sau mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos decât dacă avem aceeași identitate. Și dacă identitatea noastră ține de ceea ce facem, asta înseamnă că ține de purtarea noastră. Motivația purtării vrednice este să credem toți la fel și să ne purtăm toți la fel. Foarte des se vorbește despre unitate în diversitate. E loc în pasajul ăsta și de unitate în diversitate. V-am mai spus și vreau să repet. Și probabil am să continui altă dată celelalte puncte din acest pasaj. Poate că am să mai spun unul, dar aici vreau să stăruiesc un pic. Când vorbim despre unitate, vorbim despre trei lucruri. Și unitatea în diversitate nu se aplică în toate aceste trei, numai în unul. Vă mai spuneam recent, aveți grijă să nu inversați și să nu încurcați lucrurile. Pentru că sunt oameni care folosesc asemenea clișee, lozinci și le aplică la unitate peste tot. Nu credem toți la fel? Nu-i nimic. Unitate în diversitate. Nu trăim toți la fel? Nu-i nimic. Unitate în diversitate. Nu!
Biblia spune că e o singură credință. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, pentru care trebuie să ne luptăm. Frații care sunt de aceeași credință cu noi. În credință nu este diversitate, în credință este uniformitate. Nu există marjă de toleranță în credință, în principiile Scripturii, în adevărurile Scripturii care țin de purtarea și comportarea noastră. Aici trebuie să credem la fel. Deci din punctul de vedere al unității, vorbim de o conformare totală după credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Asta este unitate în, nu în diversitate, în uniformitate. Apoi, nu vorbim doar de această unitate a credinței, vorbim de unitate în comunitate. Și în comunitate n-avem nici diversitate, n-avem nici uniformitate, avem intimitate, intimitate. Mă rog ca toți să fie una. Când un mădular suferă, toate mădularele simt. Mădularele nu sunt toate la fel, dar simt la fel, simt împreună. Până când am venit în America, am avut mari probleme cu vreo două măsele. Atât m-au durut și atâta frică mi-a fost de dentist, că în România veneau cu Dalta și cu Ciocano dentiștii. Preferam să mă doară măseaua decât să mă doară dentistul. Și se întâmplă când te doare o măsea, nu poți să funcționezi. Ce, de ce nu poți să lucrezi cu mâinile, că nu te dor mâinile? De ce nu poți umbla cu picioarele, că nu te dor picioarele? De ce nu poți zâmbi cu fața, că nu te doare fața? O măsea te pune la podea. Tot trupul e mort, e paralizat. Pentru că toate mădularele simt împreună, există un circuit comun. În comunitate există această unitate în intimitate. Mădularele sunt atât de intim strânse împreună încât unul se bucură, toate se bucură, unul suferă, toate suferă. Deci avem unitate în uniformitate, avem unitate în intimitate, unde este unitatea în diversitate? Este în oportunitatea de a sluji, în slujire. A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Și vă spuneam dimineață că nu toți apostolii sunt la fel, nu toți prorocii sunt la fel, nu toți evangheliștii sunt la fel, nu toți învățătorii sunt la fel, nu toți păstorii sunt la fel. Pentru că această diversitate, acolo e diversitatea. Unii scoriști, unii sfanfariști, unii au voce de cântat, alții au voce de rugat. Fiecare cu darul lui. Aici e diversitatea, nu în învățătură. Și nu fiecare cu grupul lui vesel. Cu separatismele lui. Toți împreună cu aceeași credință, toți împreună cu aceeași simțire. Și toți împreună îl slujim pe Dumnezeu, numai fiecare are o altă slujbă și are o altă măsură de credință. Și e loc pentru toți să slujească în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu are șomeri. Toți sunt slujitori. Și mai vreau să spun un lucru și termin.
Am vorbit de manierele purtării vrednice, de moralitatea purtării vrednice, de motivația purtării vrednice. Vreau să vorbesc puțin de mediul purtării vrednice. Și veți vedea că în capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 21, ni se vorbește despre biserică. În ce mediu trebuie să se manifeste această purtare vrednică? Unde? Când? În biserică. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Purtarea aceasta trebuie să se vadă în casa lui Dumnezeu. Vorbeam despre păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. În al doilea rând, un al doilea mediu al purtării vrednice este în familie. Capitolul 5, versetul 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pentru sine, pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci niciodată nu și-a urât, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Iată, dar în familie. Și dacă vorbim în familie, nu numai soțul și soția, ascultați în capitolul 6, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Iată, dar mediul purtării vrednice în familie, în biserică și chiar în societate, la locul de muncă, pentru că în capitolul 6 de la versetul 5 spune: robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-vă, slujiți-le, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robei lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-vă cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Deci e vorba de angajați. Mai hai să vedem versetul 9, și voi stăpânilor. Păi noi nu mai avem stăpâni. Păi da, cine te angajează? Patronul tău e stăpânul tău la servicii. Și dacă e frate în Domnul, are dreptul să te șefească și să-ți dea de lucru și trebuie să fii supus și să execuți. Și voi stăpânilor, purtați-vă. Și voi, stăpânilor, purtați-vă, purtare vrednică, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii știți care, că stăpânul lor și al vostru, că nu există niciun stăpân fără stăpân în lumea asta, este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Astea sunt mediul purtării vrednice. Haideți să ne ridicăm în picioare. Venim înaintea Domnului? Cât de multe avem de corectat, fraților? Cred că toți ne simțim un pic vinovați când citim versetele astea. Este cineva care a ascultat toată lectura acestor versete și nu s-a găsit vinovat, măcar undeva, măcar la o vorbă nefolositoare, măcar la un gând rău, măcar undeva acolo. Dacă ai ceva de corectat, haideți să ne rugăm, să ne cerem iertare Domnului, să luăm hotărâre, să ne schimbăm purtarea, să ne gândim ce chemare extraordinară ne-a dat Dumnezeu, să fim fii ai împărăției, singura imagine pe care o vede lumea când se gândește la Dumnezeu.
se uită la noi și trebuie să-L vadă pe Hristos. Ne rugăm cu toții.